Dina Roșca este secretar general al Ministerului Finanțelor. În 2023, ea a câștigat 1.300.000 de lei de la locul de muncă. Peste 600.000 de lei reprezintă salariul său de secretară de stat, iar alți peste 700.000 de lei sunt venituri din reprezentarea statului în consilii de administrație ale unor întreprinderi de stat. Dina Roșca lucrează de o viață la stat. În 1992 a fost angajată contabilă la Ministerul Apărării, iar peste 2 ani s-a mutat la Ministerul Finanțelor. Tot aici o găsim și astăzi, după 30 de ani de activitate neîntreruptă. În funcția de secretar general a fost promovată abia în toamna anului 2021. Se propune numirea doamnei Dina Roșca în funcție de secretar general al Ministerului Finanțelor din data de 30 septembrie 2021. Vă mulțumesc, am lucrat și eu cu doamna Roșca, este un funcționar care cunoaște foarte bine Ministerul Finanțelor și sunt sigură că va fi un secretar general excelent. Noua funcție i-a adus nu doar prestigiu, dar și o majorare considerabilă a veniturilor. Spre exemplu, în 2021, până să fie promovată, Roșca a avut venituri de 332.000 de lei. În anul următor, veniturile au crescut de 3 ori, iar în 2023 au ajuns la 1.300.000 de lei. În total, 2,3 milioane de lei în 2 ani de când e secretară de stat. Dina Roșca crede că, pentru munca pe care o face, funcționarii publici merită chiar mai mult. Dar eu ceva am încălcat obținând acele venituri care eu le am? Bine, dumneavoastră spuneți că pentru un funcționar public asta este un salariu mare, da? Eu sunt în comparație. În comparație. Bine, haideți să luăm, analizăm invers. Un funcționar de la Banca Națională, da? De ce un funcționar de la Banca Națională, un funcționar de la o întreprindere, da? Sau de la o societate poate să obțină, da? Poate și pentru o muncă mai puțin decât efectuată pentru o muncă, decât un funcționar public. Mai mult de jumătate din banii obținuți de Roșca, 1,4 milioane de lei, reprezintă indemnizație de la 7 companii de stat, printre ele Metalferos, Milești Mici, Drumuri Ialoveni și Moldova Gaz. În toate acestea, Dina Roșca a fost să fie cenzor, fie membru al Consiliului de Administrație. Roșca spune că această muncă suplimentară funcționarii o realizează în afara programului. S-a agreat că funcționarii publici participă la cele ședințe fără a supune riscului activitatea sa la activitatea sa de bază. Da? Și colegii, în majoritatea cazului, își planifică ședințele ori în timpul, în timpul mesei, ori înainte de orele de serviciu. Iată, la orele 7 puteți găsi foarte mulți colegi de-ai mei care sunt membri în consilii și deja sunt pe la întreprinderi unde ei sunt ca membrii consiliului. Sau după orele de program. Cea mai bănoasă activitate a Dinei Roșca a fost de departe cea de cenzor la Moldova Gaz. În 2 ani a câștigat peste 1 milion de lei doar de la această companie. Se întâmpla în perioada când Republica Moldova s-a confruntat cu una dintre cele mai mari crize energetice din istorie. Dina Roșca spune că banii primiți de la Moldova Gaz nu sunt din bugetul public. În primul rând, salarizarea nu este stabilită de Ministerul Finanțelor, nu este stabilită nici de APP, nu este stabilită de guvern la APP, la Moldova Gaz, este stabilită de către adunare generală. Funcția a venit la pachet cu promovarea la Ministerul Finanțelor, la propunerea Agenției Proprietății Publice. Comisiile de cenzor la Moldova Gaz nu este aleasă nici prin numele, nici prin ordinul ministrului, nici prin dispoziția premierului, dar este la propunerea guvernului și se aprobă la adunarea generală. Eu nu știu câte candidaturi au fost acolo înaintate, dar adunarea generală a votat. Pentru simplu, orice ministru poate să vină să propună pe cineva? Nu ministru. Eu din câte cunosc, că scrisoarea n-a fost semnată de ministru. Nu. Ministrul Finanțelor, pe atunci, domnul Budeanschi, nu a dat așa o scrisoare, pentru că să fie doamna Roșca. Ce puteți întrebați asta la APP?
APP, pentru că din câte cunosc, probabil că scrisoarea a ieșit din numele APP-ului. Actualul șef al APP recunoaște că nu există reguli clare de numire în consilii de administrație. Până în prezent, nu există un mecanism de selectare pe bază de concurs. Noi suntem pe ultima sută de metri de elaborare a acestui regulament. Cred că în câteva zile va fi aprobat acest regulament și vom selecta deja pe bază de concurs. Până la intrarea în vigoare a acestor normative, sunt numiți prin ordinul APP, se ține cont de experiența angajatului, se ține cont de experiența atât ca și timp lucrat în domeniu sau ca și funcționar public, dar și experiența de mijlocit în domeniul de activitate, fie el energetic sau comunicații sau trimitere poștale sau altele. Eugen Cozonac, directorul APP din acea perioadă, spune că numirea Dinei Roșca a fost o necesitate în condițiile în care în Republica Moldova începuse o criză energetică. Era foarte important ca să avem persoane care cunosc anume partea fiscală și partea financiară. Și asta cred că era contextul atunci, deci Dina Roșca anume a fost acolo.